că a scris în perioada acasă, că în ciuda faptului că ne poartă prin diverse lumi, ne poartă sufletul, ne poartă spiritul, ne poartă mintea, departe. Această muzică totuși ne lasă această senzație de echilibru și stabilitate. Ediția Pianului Călător, o ediție aproape jubiliară, iată, peste mai puțin de un an. Se împlinesc 10 ani de când călătoresc, ori alături de piane, ori printre piane, în orice caz printre spectatorii din România, care au devenit mulți dintre ei prieteni ai recitalurilor de pian. Sunt foarte mândru că am reușit împreună cu cei care m-au ajutat în acest timp să creăm un brand, să creăm acest pian călător care, iată, în această nouă ediție se mișcă. Și simt acest lucru, sunt... De fapt, am și întâlnit oameni în diverse zone ale țării care spuneau că vin doar la concertele mele. I-am îndemnat să meargă și la concertele colegilor mei, fiindcă sunt la fel de interesante și de frumoase și importante pentru viața culturală a României sau acelei regiuni în mod particular. Este o povară, fiindcă, da, trebuie să merg mai departe, trebuie să țin, susțin un nivel artistic și profesional ridicat, fiindcă e ușor să ajungi undeva, însă e mult mai greu să rămâi în acel punct. Am revenit, dragi prieteni, aici în direct de la studioul TVR Craiova. Urmărisem o secvență de anul trecut de la acest turneu intitulat atât de sugestiv Pianul Călător și avem onoarea să îl putem cunoaște pe Horia Mihail, cel care a demarat în urmă cu 10 ani acest proiect prin intermediul Skype. Bună ziua și bine ați venit la TVR Craiova și în casele tuturor românilor, pentru că suntem într-o transmisiune în direct și pe TVR 3. Bună ziua, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și vă salut și salut și pe spectatorii TVR 3, TVR Craiova, bineînțeles, și celor ce ne vor urmări pe canalul Facebook TVR Craiova. Dați-ne, vă rog, mai multe detalii despre acest turneu, așa, cu un gând de călătorie. Se întâmpla în urmă cu 10 ani când ați realizat prima ediție, nu? Nu, se întâmpla în urmă cu 9 ani. Cu 9? În 2011. Așa. Păi 9, dar este ediția 10-a care se întâmplă în al 10-lea an. Corect. Am început în 2011, dar într-adevăr, la sfârșitul anului 2010, am găsit în subsolurile Societății Române de Radiodifuziune, acolo unde este
celebra sală radio din București, am găsit mai multe instrumente ce odată fuseser prezente ori pe scena sălii radio, ori pe, eu știu, în alte studiouri de înregistrări, vorbesc despre piane, bineînțeles, ce urmau să fie casate. Valoarea lor contabilă era de câțiva lei, 2, 3, 5, 11, 12 lei, deși valoarea reală a acestor instrumente este practic inestimabilă, fiindcă infrastructura în România în acel moment, vorbesc acum din punct de vedere al dotărilor pe care anumite săli de concerte sau de spectacole le avea, nu era foarte bună. Astfel am sugerat conducerii radioului de atunci să încercăm să facem ceva pentru comunitate însemnând țărișoara noastră. Și știam, bineînțeles, că există o groază de locuri în România unde nu există piane de concert, motiv pentru care nu se puteau face anumite producții artistice, muzicale. Acum nu mă refer neapărat la muzica pe care o fac eu, ci și la alte genuri de muzică. Și o să vă dau mai târziu un exemplu. Aceștia au fost de acord, iar prin cu sprijinul radioului și a multor persoane care s-au implicat în acest demers, mă refer atât la persoane fizice cât și la persoane juridice, am reușit să recondiționăm aceste instrumente și an de an, începând cu 2011, cum vorbeam mai devreme, să dotăm diverse săli, orașe cu un astfel de instrument. Primul pian călător a ajuns la media și apoi a urmat altele. Sunt 5, pentru cei care nu cunosc acest detaliu, sunt 5 instrumente care au călătorit alături de mine, bineînțeles cu o echipă foarte puternică de manipulanți ai acestui instrument, plus un tehnician. Au călătorit în diverse zone ale României. În acest moment, cele 5 piane se află în următoarele locuri. Unul este la Roman, în județul Neamț, al doilea la Tulcea, al treilea la Deva, al patrulea la Alba Iulia și, nu în ultimul rând, al cincelea la Caracal. Aproape de Craiova. Da, da, da. Cum ați stabilit aceste locații? De ce le-ați ales pe acestea? Știți cum se spune? Bun, pianele s-au tot mutat. La un moment dat unul a fost la Mediaș, primul de fapt a fost la Mediaș, și altele au călătorit în diverse locuri. Sunt Nicolau Mare, în județul Timiș, unde de altfel s-a născut celebrul compozitor Bela Bartok. Ideea este că în peste tot omul sfințește locul și dacă există un om inimos care să vrea să facă lucruri pentru comunitatea în care trăiește, s-agită și dă, poate muta munții din loc. Să știți că marea majoritate a acestor locuri nu au fost alese de noi, ci au fost, ne-a fost solicitată prezența unui pian în sălile respective. O să vă dau un exemplu, spuneam mai devreme că s-au întâmplat lucruri. Uite, de exemplu, în Caracal, acum mai mulți ani, nu mai țin minte exact când a sosit pianul acela la... Frumos e puțin spus. Superbul teatru, da. Oraș. Da, poate una dintre cele mai frumoase clădiri cu astfel de destinație din România. Am cântat un concert la ora 18, care a fost urmat imediat de către un concert al unui foarte cunoscut, îndrăgit muzician, și anume Nicu Alifantis. Deci, vedeți, n-a trecut nici jumătate de oră de la inaugurarea pianului pe scena de la Caracal, că a fost folosit de către un alt artist. Ce frumos! Înțelegem că ediția din acest an va demara începând de mâine, da? Mâine fiind și cea mai lungă zi a anului. Și vor fi concerte în aer liber, bineînțeles transpuse și în online și on air.
Da, este foarte adevărat. Acum, va fi într-adevăr cea mai lungă zi a anului pentru mine, din punct de vedere astronomic. Solstițiu de vară a trecut acum vreo două zile sau da, un pe zi. 21. Da. 21 pe 20. Însă, într-adevăr, este o zi importantă, 24 iunie. Da. Și din punct de vedere personal, este ziua sorei mele. La mulți ani, dar, spunem și noi de acum. Da. Va fi o zi lungă, fiindcă probabil vedeți decorul în spate. Sunt încă la Brașov, locul unde este baza mea pentru turnee și locul unde mă pregătesc pentru activitățile pe care le am. Va urma drumul spre Caracal, apoi va trebui să fac o probă de sunet, deoarece toate aceste concerte ce vor urma în următoarele săptămâni, și vorbesc despre Caracal mâine, cum spuneam, apoi Alba Iulia, Deva, București la sala radio, însă acela va fi un recital fără spectatori, urmat de Sibiu, în Piața Mare, pe 2 iulie, 3 iulie la București, cu spectatori la Creart, iar scurtatul turneu, fiindcă dacă nu era această pandemie, ar fi fost undeva la vreo 18-20 de concerte, această variantă prescurtată a turneului Pianul Călător 2020 se va încheia cu două concerte într-o zonă care mi-e foarte dragă, și anume Dobrogea, primul la Tulcea, al doilea la Constanța, pe 5 iulie. Înțelegem că pe durata acestor ani ați și imprimat 4 CD-uri la editura Casa Radio. Da, nu mai țin minte câte, sau am imprimat destul de multe CD-uri, este foarte adevărat. Deși nu sunt un adept al imprimărilor, foarte multă lume m-a întrebat de-a lungul carierei mele de ce nu înregistrez. Și până la urmă, iată că am cedat. Și am... Editura Casa Radio, într-adevăr, a produs 4 CD-uri cu muzică pe care am interpretat-o, începând chiar din primul an al acestei povești care se cheamă Pianul Călător, în 2011. Am înregistrat un CD cu muzică a compozitorului și incredibilului pianist Franz Liszt. De altfel, această idee de a mă plimba cu pianul după mine mi-a venit inspirându-mă din ceea ce făcea Franz Liszt la mijlocul secolului XIX. Poate nu mulți telespectatori cunosc acest lucru, însă Franz Liszt era un pianist de mare anvergură, avea concerte. De fapt, el a inventat recitalul de pian solo undeva prin 1840 și a fost, bineînțeles, imitat de alții pianiști sau compozitori imediat după aceea. Făcea turnee în toată Europa și se plimba cu pianul personal. Avea un Erard, marcă franceză, foarte faimoasă în acea perioadă, mijloc de secol XIX. La un moment dat, dacă nu mă înșel, undeva în 1846-47, în cadrul unui turneu foarte lung, a ajuns și pe teritoriul actualei României și a avut concerte aici la Brașov, a avut la Sibiu, la Iud și în alte orașe din Ardeal. Mai mult decât atât, a fost și în București, unde a avut s-a întâlnit cu celebrul Barbu Lăutaru. Și această întâlnire l-a făcut pe Liszt să scrie o rapsodie română, pe care de altfel am și cântat-o în anii trecuți. Liszt își purta pianul personal, pianul lui Călător, pe cursuri de apă, pe râuri, deoarece drumurile, putem să ne imaginăm cum erau în acea vreme. Bun, nu departe de cum sunt în România acum, dar erau ceva mai rele și erau manipulate cu foarte, foarte multă grijă, mai ales că instrumentele de atunci erau mult mai fragile decât sunt cele din 2020. Și revenind la această ediție, vă legați, iată, de aniversarea Beethoven 250. Da. Cred că marea majoritate a muzicienilor au
dorit să lomageze pe titanul de la Bonn, cum îi se spune, și cum este pe bună dreptate denumit. Însă planurile noastre, ale muzicienilor și ale organizatorilor de evenimente, au fost date peste cap de această pandemie, această situație cu care omenirea nu s-a mai întâlnit de foarte multă vreme. Așadar, iată, îl omagiem să într-un fel mai special, păstrând toate măsurile de siguranță, măsurile de siguranță pentru a nu răspândi acest virus. Aveți dintre toți acești compozitori extraordinari pe unul așa care vă este apropiat de suflet, nu știu, ale cărui piesele cântați așa cu toată dăruirea, nu știu, nu se poate să nu aveți. Am, însă trebuie să fac o remarcă la început, când piesele tuturor compozitorilor cu aceeași dăruire, fiindcă un profesionist așa face. Practic, eu nu fac altceva decât să fiu un medium de transfer al unei energii ce există în muzică și care a fost captată de către compozitor atunci când a fost captată, o repornesc, dacă aș putea spune așa ceva. Adaug filtrele mele personale, bineînțeles, și încerc să o transmit celor ce mă ascultă. Da, există compozitori cu care mă simt mai aproape, unul dintre ei este chiar Beethoven. În general, compozitorii de factură germanică sunt mai pe suflet. De altfel, fiind brașovean și trăind aproape de, cum să spun, o structură mai aproape de această zonă culturală, m-am identificat mai ușor. Ați și compus? Nu, și nici nu intenționez. E altă meserie. Nu. Mai improvizez din când în când. Jazz. Sau eu știu ce alte genuri, însă doar în mediu privat și doar atunci când îmi doresc să fac acest lucru cu adevărat. Revin la întrebarea, când veți fi la Caracal? Sunt probabil mulți olteni acum care ne privesc, să știe... La Caracal? Peste 24 plus 3, 20, nu, plus 2, 26 de ore. Am înțeles. Și la ce oră va fi evenimentul? La 19. Deci la 19. La 19. Bineînțeles, da. Este cu intrare liberă, presupun, nu este vorba de... Da, aș vrea să fac o rugăminte celor ce ne ascultă sau ne văd acum și veni la acest concert. Vă rog să respectați în tocmai... indicațiile pe care le veți primi de la organizatori pentru a păstra și a respecta indicațiile date de către Guvernul României. Mă refer, bineînțeles, la situația aceasta a pandemiei. Cred că sunteți nerăbdător să reveniți în fața publicului. Asta cred că va lipsi cel mai mult în aceste luni, de când n-ați mai putut să urcați pe scenă. Da. Într-adevăr, mi-a lipsit. În același timp am avut o perioadă în care am renăscut, aș putea spune, fiindcă... Da. Și cred că foarte mulți, ar putea suna ca un clișeu, dar cred că foarte mulți oameni au avut timp, mai mult timp pentru a sta cu ei înșiși și a descoperi lucruri noi sau senzații noi, gânduri noi sau de a redescoperi... lucruri pe care le-a uitat în vria asta, nebunia asta totală a vieții foarte aglomerate și foarte rapide a secolului 21. Într-adevăr, mi-au lipsit concertele, însă nu regret absolut nicio clipă din perioada pe care am trăit-o între 15 martie și astăzi 23 iunie. Ce anume ați redescoperit acolo în sufletul dumneavoastră? Nu știu, ce ați putut să faceți acum pentru prima oară și vă gândeați, nu știu, poate în noapte de revelion aveți acolo o dorință pusă și poate s-a împlinit acum, de ce nu? Pentru prima oară, vă spun ce am făcut. Da? Am săpat o parcelă, am nivelat, de fapt, am parcelat un deal. Da? Am săpat o parcelă destul de mare, 7 metri pe 1,5 metri, unde am sădit roșii, vinete,
ardei, dovlecei, ridic și așa mai departe. Deci asta este categoric o premieră, dar vă dați seama, în momentul în care stai cu sapa ore în șir, zile în șir, și faci lucrul ăsta, te gândești la tot felul de lucruri. Și mai vezi o albină, mai vezi o floare, mai vezi un uliu care are curajul să se îndrepte către civilizația care nu mai este atât de agitată și atât de neprimitoare pentru natură. Am învățat să mă bucur de bucurile simple, acestea pe care le avem în fiecare zi, în fiecare moment în jurul nostru și pe care, din păcate, sau cel puțin, acum nu vreau să vorbesc pentru fiecare, vorbesc pentru mine, pe care nu le mai băgam în seamă. Am învățat să mă bucur de acum, am învățat să nu mai mă leg de neapărat de trecut și cel mai important lucru, am învățat să nu mai fac proiecții în viitor. Mă bucur de fiecare moment așa cum este, iar bineînțeles că există și momente bune și momente mai puțin bune, dar rezolvarea lor, celor care nu sunt bune, nu vine în viitor. Trebuie să pornească tot de acum. Noi vă mulțumim mult de tot pentru prezența prin intermediul Skype la emisiunea noastră. Va fi cu siguranță un turneu, ediția a 10-a a Pianului Călător, cu mare, mare bucurie pe care o să împărtășiți publicului. Mult succes și putere de muncă în tot ceea ce faceți. Poate data viitoare veți fi alături de noi chiar aici în platoul emisiunii noastre. Mulțumesc mult de tot pentru prezența dumneavoastră la emisiune. Mulțumesc întregii echipe. Mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori. Marțea viitoare din nou într-o transmisiune în direct de aici, de la TVR Craiova. O zi frumoasă în continuare, numai bine!